Bună dimineața tuturor! Ne-am întrunit astăzi pentru a-i avea alături pe domnul Cristian Bușoi, europarlamentar, domnul Lucian Micu, candidat la funcția de primar și primar interimar în municipiul Roman, domnul președinte deputat Urcos Manciuc, domnul senator Eugen Țapu. Sperăm să avem o discuție constructivă, bazată pe o relație puternică în Partidul Național Liberal, cu un mesaj constructiv și am să-l invit pe domnul președinte, domnul Urcos Manciuc, de asemenea să vă adreseze mesajul domniei sale, ulterior să intrăm în... Mulțumesc frumos, domnule deputat și președinte al Organizației Municipale PNL Roman. Suntem în fața dumneavoastră într-o conferință de presă care, practic, dorim să stabilizeze o legătură directă pe care Romanul poate să o aibă și trebuie să o aibă, atât la nivel național, dar mai ales la nivel european, la Bruxelles. În acest sens, domnul europarlamentar Cristian Bușoi este astăzi în fața dumneavoastră, împreună cu toată echipa PNL, împreună cu domnul Lucian Micu, pentru a promova, susține și ajuta municipiul Roman pe axele de dezvoltare. Consider că noi, cei din județul Neamț, ne întâlnim de câte ori este cazul, de aceea am să îl rog și pe domnul primar și pe domnul europarlamentar să aibă principalele puncte în această conferință de presă, mesajul meu fiind doar unul singur. Consider că în momentul de față Romanul are un primar bun și va continua în aceeași idee. La fel cred că și colegii mei, după ce vor interveni principalii speakeri. Vă rog, domnul primar. Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc, domnule Cristi Bușoi, pentru prezența alături de noi astăzi la Roman. Mulțumesc și domnilor deputați și domnului senator. Într-adevăr, municipiul Roman a pornit în urmă cu ceva timp pe un drum al dezvoltării. Ne dorim să continuăm pe acest drum al dezvoltării și acest lucru se poate face, bineînțeles, inclusiv prin proiectele cu finanțare europeană pe care municipiul Roman le va accesa în continuare, proiecte care sunt depuse. De aceea este foarte bine să avem această legătură strânsă și cu europarlamentarii Partidului Național Liberal, astfel încât proiectele noastre să aibă susținere și viabilitate în implementarea acestora. Mă simt foarte bucuros să am alături de mine așa o echipă, pornesc mai încrezător decât eram până acum, să văd că există și susținere națională în ceea ce privește candidatura mea și vreau să vă asigur că voi face tot ce este posibil astfel încât municipiul Roman să rămână un municipiu de dreapta, să rămână al Partidului Național Liberal și, printre altele, să știut fiind faptul că este, cred, poate singurul municipiu care poate fi câștigat. De aceea este și presiunea mai mare din punctul meu de vedere, deși sunt convins că vom avea rezultate foarte bune atât la nivelul județului Neamț, cât și la nivel național și vom reuși să arătăm că votul din decembrie anul trecut a fost o gravă eroare pe care l-au dat românii și vom întoarce oarecum în favoarea noastră balanța aceasta, tocmai pentru a pregăti alegerile următoare care vin pe termen mediu, alegerile europarlamentare din anul 2019 și, desigur, mai departe, alegerile prezidențiale, care va fi un barometru foarte important și pentru alegerile locale din 2020. Așa cum vă spuneam, sunt convins că Partidul Național Liberal poate obține rezultate foarte bune. Toți colegii care sunt implicați în această campanie sunt colegii de valoare care pot aduce un plus de valoare Partidului Național Liberal și, sigur, ulterior să construim, așa cum spuneam, mai departe celelalte campanii care urmează. Mulțumesc și eu că sunteți aici la conferința de presă. Sunt onorat să fiu alături de parlamentarii Partidului Național Liberal din județul Neamț. Îi mulțumesc domnului președinte Cosmanciuc, domnului președinte Leureanu, domnului senator pentru invitația pe care mi-au adresat-o. Sunt în județul Neamț din două motive.
Principalul motiv este legat de alegerile parțiale din 11 iunie și e motivul exclusiv pentru care mă aflu la această conferință de presă, pentru că este extrem de important pentru Partidul Național Liberal, nu doar în județul Neamț, ci și la nivel național, să continuăm să avem o administrație a Partidului Național Liberal, o administrație liberală în roman. Cred că trebuie continuate proiectele bune pe care le-a făcut domnul primar Leureanu. Cred că multe din realizările romanului îi se datorează, de altfel este o persoană, este un om politic apreciat și susținut de cetățenii din Roman și cel mai bun lucru pentru continuarea dezvoltării acestei localități extrem de importante, nu doar pentru Neamț, ci și pentru România, este să avem o continuitate și candidatul sprijinit de domnia sa, candidatul sprijinit de Partidul Național Liberal, candidatul nostru, domnul Lucian Micu, să obțină votul de încredere al cetățenilor care vor veni în 11 iunie. Domnul Micu, cred că deja toată lumea a înțeles că este nu doar un om tânăr, este un om foarte priceput, este un om serios, este un om care cunoaște deja bine administrația și care va avea susținere. Și această susținere va veni și de la centru, de la București, pentru că vă pot vorbi și în calitate de secretar general interimar al Partidului Național Liberal, dar sigur și în calitatea mea de deputat în Parlamentul European, împreună cu domnul Micu vom identifica oportunități de finanțare, oportunități de parteneriate la nivel european care pot fi benefice pentru Roman. Și cred că atragerea de fonduri europene direct de la Bruxelles, poate în parteneriat cu alte unități administrative din alte țări. De asemenea, anumite oportunități de atragere de investiții, anumite oportunități de înfrățire cu localități importante din alte țări unde sunt primari din familia populară europeană, pot fi subiecte de discuție pe care le vom dezvolta imediat după ce trece momentul 11 iunie. Acum, curând, intrăm în campanie electorală. E o campanie electorală atipică, nu se știe foarte mult în România că vor avea loc alegeri și e o strategie voită a Guvernului să nu popularizeze foarte mult momentul 11 iunie. Am fost săptămâna trecută în Craiova, sigur că am fost și în câteva localități mai mici, în comune, acolo e mai simplu pentru că oamenii pot afla mai ușor, dar în municipii și în localități importante din România, cred că ar fi foarte important ca de la nivel guvernamental să fie o acțiune de popularizare a ideii că în 11 iunie sunt alegeri într-un număr important de localități din România. Știu că organizația Neamț va face toate eforturile pentru a-l sprijini pe domnul Micu. De altfel, aici este un fief al Partidului Național Liberal. Colegii sunt total mobilizați să-l susțină. Noi îl susținem cu tot ceea ce putem de la nivel central. Sunt convins că și alți colegi ai mei vor mai veni, au mai fost în ideea de a susține această candidatură și cu toată convingerea, cu toată hotărârea, îi îndemn pe locuitorii din Roman să voteze candidatul Partidului Național Liberal, să-l voteze pe domnul Micu și să continue proiectele bune care s-au întâmplat în ultimii 8 ani și jumătate, în ultimii 9 ani de zile în Roman. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Domnul senator? Da. Vă salut și eu. Bine ați venit la conferința noastră de presă. Este foarte importantă prezența lui Cristian Mușoi în această precampanie electorală și o să vă și explic pe scurt de ce. Pentru că, vedeți, guvernul PSD face niște lucruri care efectiv pun în pericol macrostabilitatea și creșterea economică sustenabilă. Și aici când mă refer la creșterea economică sustenabilă, mă refer la faptul că deja în România, la ora actuală, din total venituri, 72% sunt cheltuieli pe două capitole. Pe resurse umane, adică pe salarii, și pe asistență socială, incluzând pensiile. Și
Știți foarte bine că în procesul legislativ există la ora actuală legea salarizării unitare, așa zis unitare, că numai unitară nu mai e, plus creșterea punctului de pensie. Aceste două lucruri aplicabile de la jumatea anului, la 1 iulie, înseamnă o creștere a cheltuielilor statului pe cele două capitole undeva în jur de 92%. E, la asta dacă adăugăm 6% cheltuieli cu bunuri și servicii, care sunt obligatorii pentru ca statul să existe, să poată funcționa, și 2% cheltuieli cu apărare, vedeți că pentru investiții rămâne 0. Ori de aia, spun, cunoscându-l că amicul meu Cristian Bușoie, care este unul din cei mai performanți europarlamentari, resursa de investiții rămân fondurile europene. De aia este foarte, foarte importantă vizita și discuțiile pe care le-au avut domnul primar și domnul Cristian Bușoie. Și eu am convingerea că singura sursă reală de investiții vor rămâne fondurile europene. Vă mulțumesc. Aș vrea aici să mai precizez un lucru și să atragem atenția că în acest exercițiu financiar, pe ceea ce înseamnă fonduri atrase de la bugetul Uniunii Europene, pe perioada 2014-2020, în momentul de față, avem un procent aproape de cât e eroarea în sondaje. În sensul în care au trecut 2014, 2015, 2016 și ne apropiem de jumătatea anului 2017. Efectiv, nu văd în acest moment, nefiind create mecanismele de atragerea fondurilor până în toamnă. Deci dacă se vor depune proiecte în sensul intrării în competiție, va fi din toamnă. Deci fondurile, dacă vor începe a fi atrase de la sfârșitul anului, dar cel mai clar, cred că în anul 2018. Dacă noi am pierdut atâția ani, văd foarte greu, doar în 3 ani de zile, să putem atrage fondurile pe care ar fi trebuit deja să le avem în mare parte antamate, în sensul în care dezvoltarea României, șantiere, firme în lucru, adică practic să existe în România o efervescență în ceea ce înseamnă mediul de afaceri, nu se întâmplă. Cred că e un lucru foarte greu și din acest lucru și noi ca parlamentari punem o presiune pe Guvernul României, în sensul în care să începem o dată acest lucru. Suntem într-o situație puternic defavorizată, în sensul în care România își plătește contribuția, dar nu reușește să atragă fondurile. Acest lucru este un semn de slăbiciune și de incompetență, din punctul meu de vedere, al Guvernului, care nu reușește să aducă dezvoltarea României, în primul rând, prin atragerea fondurilor europene. Pentru că ați văzut din explicațiile corecte și pe date statistice, România are o putere limitată în dezvoltare, mai mult în asigurarea părții sociale, de salarii și în bunuri și servicii, întreținere pentru funcționarea statului. Deci aici este șansa României pe care trebuie să o jucăm și să încercăm, prin ceea ce putem noi, prin europarlamentarii noștri, să creăm până la urmă această curea de transmisie funcțională de atragerea fondurilor în România. Vă mulțumesc! Regionale și în același timp adresez și celorlalți parlamentari de România. Vizita recentă a Ministrului Sănătății la Roman a demonstrat că există o lege absolut discriminatorie în care spitalele de același rang, vorbim de rangul 3 și Romanul și Piatra Neamț, sunt discriminate în ceea ce privește accesarea fondurilor pentru dotarea cu aparatură. Iată că mi s-a spus că există un proiect, nu, aici n-am înțeles dacă e cu finanțare europeană sau cu finanțare guvernamentală, de dotare doar a spitalelor județene. Nu credeți că este timpul să fie modificată legea și să se scoată sintagma aceea de spital municipal de urgență care să limiteze fondurile, ci spital de același rang cu aceasta, ca să poată să asigure accesul egal al populației la servicii sanitare. Avem un caz recent în care o femeie și-a pierdut piciorul pentru că a fost purtată între trei spitale, pentru că protocolul spunea, nu trimite la Iași, trimite-o întâi la spitalul județean, după aia transferul la Iași și așa mai departe. Deci ce ne puteți spune despre acest subiect?
Legat de spitale cu fonduri europene, în acordul de parteneriat s-a negociat finanțarea pentru 3 spitale regionale. De fapt, va fi o cofinanțare, pentru că vorbim de 150 de milioane de euro pentru cele 3 spitale, la care statul român va mai trebui să adauge 150 de milioane de euro. Și s-au stabilit mai de mult și locațiile, încă din vremea guvernării prim-ministrului Ponta, Craiova, Iași și Cluj. Din păcate, deși ne aflăm la mijlocul exercițiului financiar sau destul de înaintați în exercițiul financiar, nu numai că nu s-a demarat măcar vreo licitație pentru aceste spitale, dar nici măcar nu s-a demarat procedura pentru studiile care vor fi baza unor licitații care apoi vor duce la construirea celor 3 spitale. Și am atras atenția și public și în diverse intervenții la emisiuni televizate la care s-a discutat și chestiuni legate de sănătate, că e de-a dreptul intolerabil să ai bani europeni, să poți să construiești spitale noi, cu circuite noi, fără atât de mari riscuri privind infecțiile intraspitalicești, care să deservească regiunii, nu doar un singur județ, și să amâne atât de mult lucrurile, punând în pericol însă și existența acestui proiect, pentru că acum, chiar dacă acest exercițiu financiar probabil se va prelungi cu 2 ani, așa cum s-a întâmplat și cu exercițiul financiar trecut, totuși experiența ne învață că o licitație atât de mare de acest fel, cum au fost pe autostrăzi sau pe alte proiecte de infrastructură, pe infrastructura de transport feroviar, pot sta blocate doar în licitație 2 ani de zile, ca să nu mai vorbim de faptul că pentru construcție și dotare și recepție finală sunt necesare cel puțin 18 luni. Cred că e foarte important și vă mulțumesc că mi-ați adresat această întrebare, să reamintim că este intolerabil să avem bani europeni pentru spitale noi și bolnavii din România se trateze tot în spitale vechi, pentru că nimeni nu consideră aceste proiecte o prioritate. În ceea ce privește finanțarea ambulatorilor, cred că domnul ministru se referea tot la un proiect cu bani europeni. Nu e un program special pentru sănătate, ci vor fi bani în mai multe axe și e continuarea unui program din exercițiu trecut. Și dacă decizia este să finanțeze doar spitale județene, e o chestiune pe care România a cerut-o sau a pus-o în documentele de parteneriat cu Uniunea Europeană și nu e neapărat o cerință expresă a Uniunii Europene. Nu știu dacă mai poate fi îndreptată această chestiune și nu știu în ce măsură se poate renunța la clasificarea în spitale județene și spitale municipale. Știu însă că spitalul din Roman deservește mai mult decât locuitorii din Roman și deservește o întreagă zonă din județul Neamț și cred că nu numai din județul Neamț. Iași și Vaslui. Probabil sunt pacienți care vin și din alte zone. Și mi-aduc aminte când eram președintele Casei de Sănătate că e un spital care are indicator bun și care are încă un număr de medici care fac acte medicale complexe. Sunt multe lucruri de corectat din acest punct de vedere. Rămâne totuși sursa locală și sursa Ministerului Sănătății pentru cheltuielile de investiții în acest spital, dar și aici lucrurile sunt extrem de întârziate. Foarte bine spunea domnul senator că în ritmul în care mergem, oricum nu vor mai fi bani nici măcar pe hârtie pentru investiții, așa cum observăm cel puțin pe exercițiu primelor 4 luni de zile, că în ceea ce privește investițiile din bani publici suntem foarte întârziați. Și din păcate, filozofia actualului guvern este să risipească creșterea economică pe tot felul de cheltuieli și de creșteri și să nu folosească această creștere economică în ceea ce va conta cu adevărat pentru dezvoltarea pe orizontală și crearea de plus valoare, care înseamnă tocmai sectorul investiții. Dacă sunteți de acord, să preluați întrebările și după care răspundem noi sau cum? Dacă așa, poate nu. Hai, răspuns.
Eu vreau să spun că vizita domnului ministru la Roman a fost atât de importantă că după terminarea ei s-a și dat răspuns vis-a-vis de punctul pentru mașina care deservea ambulanța tip smurt, încât nu se poate. Deci a fost o vizită foarte importantă cu rezultate deosebite în sensul că s-a dat un răspuns că nu se poate. Mai mult decât atât, faptul că aceste unități deservesc doar spitalele județene, mă refer doar la acest punct, este prin ordin de ministru. Deci ar fi foarte simplu pentru un ministru să poată rectifica, pentru că noi, Romanul, prin Spitalul Municipal de Urgență, dincolo de faptul că deservim 28 de localități de OAT-uri din județul Neamț, mai deservim încă circa 20 de OAT-uri din județele Iași și Vaslui și ne aflăm și poziționat strategic pe această linie rutieră E85 de mare importanță, dar pe care, din păcate, se întâmplă și foarte multe accidente și din aceste accidente foarte multe cu victime. În sensul în care intervenția ar trebui să fie una foarte rapidă, ceea ce s-a întâmplat de curând și cu acel accident de care dumneavoastră pomeneați. Deci aici nu ține de modificarea unei legi, ci a unui ordin de ministru. Dacă un ministru vine la Roman să constate niște probleme și apoi pleacă și spune că nu se poate, eu văd destul de dramatică atitudinea, implicarea guvernamentală în rezolvarea unor probleme regionale și locale. Drept pentru care noi nu vom abandona această idee, vom încerca din nou să facem presiune, pentru că nu este un moft al nostru sau al Spitalului Municipal de Urgență Roman, ce este de o importanță strategică deosebit de importantă aici în centrul Moldovei, înființarea acestui punct. Practic e vorba de o mașină care a funcționat foarte bine, o perioadă destul de importantă de timp, cu acceptul instituțiilor publice care au responsabilitate pe acest resort și acum toți s-au retras și dau vina unul pe altul că n-au dat aprobări. Aprobări au existat, în momentul de față Ministerul a spus că nu se poate. În multe cazuri, noi românii avem acest talent, între ghilimele, de a explica cum nu se poate rezolva o problemă. În general, eu cred că trebuie să căutăm, să umblăm la datele problemei și să căutăm o soluție, pentru că e vorba până la urmă de viața oamenilor. Și noi, parlamentarii de Neamț, ne vom bate în continuare pe această idee și sperăm să-l avem alături și pe domnul europarlamentar Cristian Bușoi în demersul nostru. Aș completa pe lângă cele spuse puțin mai devreme de către domnul deputat Leoreanu, spunând probabil domnul ministru avea puțin timp liber, a vrut să bea o cafea, nu i-a plăcut cafeaua și a zis nu mai vin pe aici, nu rezolv nimic aici. Majoritatea proiectelor care pot fi accesibile pe bani europeni țin de banii care sunt deja alocați României și, sigur, ele se accesează prin programele de sector care sunt descrise în ceea ce e rezervat României pentru această perioadă de finanțare. Există însă și anumite posibilități de proiecte care nu țin neapărat de beneficiar final unitatea administrativ-teritorială, primăria în sine sau Consiliu, ci țin de anumite entități care pot fi susținute de către primărie, de către Consiliu. Organizații non-guvernamentale, întreprinderi mici și mijlocii care pot intra pe niște proiecte direct de la Bruxelles sau în parteneriate, cum sunt acele proiecte pe mediu sau pe energie, cu alte instituții similare din alte țări europene. Există de asemenea posibilități de accesare pe cultură, pe tineret. Sunt destul de multe posibilități, dar care se adresează în primul rând altor entități decât primăria. Dar cred că o organizație non-guvernamentală sau un agent economic sau poate chiar o asociere de întreprinderi mici și mijlocii din Roman, dacă doresc să se gândească la accesarea de fonduri direct la Bruxelles,
putem să le stăm la dispoziție. De altfel, împreună cu un coleg europarlamentar, cu domnul Țurcanu, am descris într-un ghid de finanțare care sunt posibilitățile care stau la dispoziția României de a accesa bani direct de la Bruxelles. Evident că nu se compară cu accesarea fondurilor rezervate României, destinate României, pentru că aici trebuie să intri în competiție cu entități similare din alte țări europene, nu sunt bani rezervați și, în general, oricum nu prea s-au promovat, nu prea s-au popularizat în România. Dar poate fi și aceasta o cale de a gândi niște lucruri împreună în perioada următoare, dincolo de sprijinul cel mai important pe care l-am spus, pe care îl putem da în calitate de lider la nivel național sau de europarlamentar care să monitorizeze și să promoveze oportunitățile de fonduri europene destinate rezervate României. Și aș mai adăuga eu, vă rog, înainte de a doua întrebare a dumneavoastră, mai există o posibilitate de finanțare care, din nefericire, de guvernele succesive de stânga a fost ignorată, planul Juncker, programul Juncker. Iar la Roman, noi, Partidul Național Liberal, am somat guvernul să depună pe planul Juncker regularizarea râului Siret, care ar rezolva trei lucruri, minim trei lucruri. Odată lupta împotriva calamităților naturale, doi, foarte important, irigațiile, atât în zona de mers al regularizării, cât și în Bărăgan, un potențial uriaș pentru agricultură, și trei, o parte mai mică, ce-i drept, dar o parte energetică. Din nefericire, guvernul, începând cu guvernul Ponta și terminând cu guvernul Grindeanu, la Bruxelles s-au depus sute de proiecte care nu au fost finanțate pe fondurile naționale, neînțelegându-se cum funcționează planul Juncker. Asta este pentru proiecte mari și nu pentru proiecte mici. Întrebarea mea de fapt era, cum pot cei care sunt interesați de acest ghid al finanțelor despre care spuneți că v-ați vorbit în rândul care nu că aminte că eram la Bruxelles anul trecut când s-a făcut o de pe seama că avem alt întâlniri, dar atunci nu aveți disponibil online. Este online, cel puțin pe site-ul meu. Deci, la câteva zile, câteva zile, și nu... Da. Nu, nu, este de mult timp online. E, l-am verificat și acum, da. Da, încă o întrebare pentru domnul parlamentar și pentru domnul Bușoică, în calitatea sa de medic. Ce reacție ați avut dumneavoastră ca parlamentar de opoziție știind faptul că bugetul pentru urgențe al Spitalului Roman a fost redus cu 58% față de valoarea de anul trecut, de conducerea spitalului, spune unii în cap și nu știe cum va trăia aceste urgențe, pentru că fiind de 85, vă dați seama ce nenorociri se întâmplă aici. Pe cine, cum ia în condițiile în care nu este reglementată și se împing banii aiurea către centrele acelea de permanență necolosite și așa mai departe. Să tai, mi se pare criminală chestia, să tai jumătate din fondurile de urgență pentru un spital ajutat pe 85. Și mai mult decât atât, aș completa puțin și aș răspunde, spitalul este într-o dificultate nu numai datorită diminuării acestor fonduri, dar mai mult decât atât. Știți că au existat creșteri salariale în domeniul, în domeniul sănătății, iar aici guvernul a promis, a asigurat că va veni cu compensarea diferențelor salariale. Vreau să vă spun că în ultima parte, în ultimul timp, s-au dat niște sume constante, dar care nu acoperă diferența de salarizare, ceea ce înseamnă că spitalul face un efort bugetar suplimentar pentru a acoperi creșterea salarială. Deci guvernul, nerezolvând asumarea făcută, ba mai mult venind și cu această diminuare a fondurilor pe urgență. Adică, nu numai că nu-ți dau, ba îți și mai iau. Cam așa se lucrează. Se trâmbițează foarte mult creșteri salariale și tot o mică paranteză, dacă vorbim de legea salarizării unitare și aici la Roman, dar și la București, am avut reprezentanța mai multor familii profesionale care au venit și au ridicat problema
măcar a nerespectării a două principii, a performanței în muncă și a dezechilibrelor, în sensul că vor exista reprezentanți sau chiar segmente din familiile socioprofesionale care nu vor fi salarizate pe aceste două principii, care sunt practic niște principii de bază. În acest sens, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, noi am avut și declarații politice și interpelări. Eu cel puțin cred că am avut 3 interpelări la Ministrul Sănătății, de la care am primit răspunsuri destul de evazive, nepunctuale și care merg în general pe o idee neprofesionistă din punctul meu de vedere. O să vedem, o să analizăm. În continuare, v-am spus că noi vom încerca să creăm o presiune în sensul pozitiv al cuvântului pentru ca aceste lucruri să fie reparate, ca să spun așa, în urma unor măsuri populiste, dar care vedem că nu au sustenabilitate. Acest lucru pentru noi înseamnă un mare semn de întrebare, culminând și cu legea salarizării unitare, acolo unde eu personal și agreat la propunerea mea de grupul deputaților din Parlamentul României, am solicitat o invitație a domnului ministru Viorel Ștefan la ora guvernului pentru a ne explica care sunt principiile, mai mult decât atât, cum asigură sustenabilitatea legii. N-am primit niciun răspuns din partea domniei sale, am primit un răspuns de la conducerea partidului de guvernământ în care a spus domnul Viorel Ștefan a mai fost și altă dată. Deci vă dați seama, un argument lipsit de sens. Prin urmare, noi credem că și acolo există o anumită reținere din partea profesioniștilor, în sensul în care ar putea să acopere această lege a salarizării unitare. După cum vedeți, se lucrează oarecum după ureche, hei lupist, și ca și cum s-ar afla într-o campanie neapucându-ne efectiv de treabă din punct de vedere guvernamental, pentru a asigura nu doar azi, nu doar începând cu luna iulie, ci și anii care urmează. Sunt astăzi la Roman, în primul rând, pentru a-l susține pe domnul Micu și nu a vorbit despre candidatura mea. Dacă o să spun mai multe lucruri la Piatra Neamț despre asta, dar sigur, pentru că m-ați întrebat și probabil că nu voi avea ocazia să vă răspund acolo, vă pot spune foarte pe scurt că am mers până acum în țară, am vorbit cu foarte mulți dintre colegii mei din Partidul Național Liberal, am înaintat o moțiune PNL Partidul Viitorului, în care vorbesc despre nevoia de a recupera către Partidul Național Liberal pe aceia care au avut încredere în 2014 în candidatul PNL, care sunt împotriva PSD, care au ieșit să protesteze, dar care dintr-un motiv sau altul nu au fost convinși de partidul nostru la alegerile parlamentare din 2016. Către oamenii dinamici, către oamenii activi, către oamenii care au alte așteptări și exigențe față de clasa politică, față de administrație, cu un PNL care trebuie să se concentreze mai mult pe adevăratele probleme ale românilor și, în primul rând, pe chestiuni care țin de economie, pentru că trebuie să recuperăm discursul economic, să rămânem, evident, în a susține niște principii în ceea ce privește justiția, dacă vreți, ca temă de diferențiere cu PSD-ul, dar greutatea comunicării trebuie mutată pe economie, pe guvernare, pe soluții concrete la problemele românilor. Aceasta este, în esență, viziunea pe care o propun colegilor mei și pe care o promovez în vizitele mele din țară. Vă mulțumesc! Lucian Micu este în echipa noastră. Consistența din Consiliul Local este aceeași 15 consilieri PNL din 21. Domnul Lucian Micu a avut atribuții foarte clare în calitate de viceprimar și s-a ocupat de probleme foarte importante, fiind mereu alături de mine, cunoaște administrație, cunoaște proiectele pe care le-am început, pe care le avem în plan, ba mai mult va veni și cu proiecte noi. Eu sunt alături în această... Noi, practic, am lungit, dacă vreți, lanțul administrativ.
unde era destul de compact doar la nivelul municipiului Roman, acest lanț l-am întins până la București. Echipa este aceeași, merge mai departe și nu doar pentru 4 ani. Pentru că așa cum a fost până acum, în 9 ani de zile și la întâlnirile pe care le avem în cartier, oamenii se declară mulțumiți de evoluția municipiului Roman în cei 9 ani, le promitem încă 9 ani de dezvoltare a municipiului Roman, să aibă toată încrederea în aceeași echipă pe care au votat-o și în vară, Leoreanu Micu. Și aș adăuga eu, ca răspuns la întrebarea noastră, principalul nostru adversar, PSD-ul, face treaba asta pentru că nu poate prezenta proiecte. Asta e realitatea. Am văzut și o fițuică aia lor, cu deziderate și cu principii. Nu există niciun singur proiect concret pentru cetățenii din Roman în fițuica lor. De-aia fac tot felul de astea. Și nu numai astea, că sunt și underground și atacuri mincinoase. Dar eu am mare încredere în echipa de la Roman și sunt convins că după 11 iunie Lucian Micu va fi primarul ales al municipiului Roman. Și a doua întrebare. Dacă lucrurile cu închiderea depozitului temporar de la Roman vor merge tot, în sensul că vor, va fi necesară o cheltuială importantă, o să vă asumați răspunderea? Pentru ce? Pentru înființarea lui? Pentru înființarea cui? Depozitului temporar. Păi, dar era prevăzut prin lege, cu toate acordurile venite. Nu era momentul ăla o altă posibilitate de a depune. Girovul nu era gata, iar această întrebare cred că ați fi mai îndreptățit să o puneți Consiliul Județean, acolo unde roțile s-au blocat. Atâta timp cât Girovul nu funcționează pe principiile, groapa mare de la Girov, pe principiile pentru care a fost creat, pentru că acolo ar trebui depozitate doar deșeurile selectate. În momentul de față, dacă se face o analiză, intrăm în infringement imediat de către Comisia Europeană. 2. Stația de colectare, selecție și transfer de la Roman este dotată, este la cheie și nu funcționează. În momentul respectiv, dacă nu luam această măsură, pățeam păstrând proporțiile ca la Napoli, gunoaiele pe stradă până la geamă. Dar noi nu am găsit doar o soluție tampon de rezolvare, ci și o soluție legală cu toate aprobările, această groapă mai având încă un an autorizație. În momentul de față, vom încerca să identificăm problemele. Ori să mutăm această groapă, ori să se deschidă această stație de la Roman de selecție și transfer, unde se să facă selectarea și apoi să ducem, ori să încercăm să o închidem similar cu groapa cea mare. Suntem în discuții, căutăm să vedem analize, nu puteam să lăsăm orașul într-un impact. Cel ce nu gândește, cel ce nu are o strategie și vede doar punctual, are o dificultate în a vedea aceste mecanisme. Pentru că această cheltuială nu va fi o cheltuială suplimentară. Va fi cheltuiala care atunci trebuia să o facem cu transportul, acel gunoi să-l ducem direct acolo, numai că la începutul nu aveam unde-l duce. Deci noi am găsit o soluție tampon și ne batem pentru a identifica soluții de a rezolva. Mai mult decât atât, eu cred că până la urmă se va găsi o soluție în parteneria cu operatorul. Astfel, nu doar primăria, ci și operatorul să se implice în rezolvarea acestor probleme. Așa vedem noi lucrurile. Într-o colaborare, într-un parteneriat care să susțină rezolvarea acestei probleme. Dar vă spun că numai la Roman, la Târgu Jiu, orașul a fost blocat, acolo a fost mai grav. Operatorul nu a ridicat de pe străzi gunoiul. Ei, la Roma nu s-a întâmplat așa ceva, încât gunoiul să dospească și să fie un factor de infecție în municipiul Roma. În afară, pentru domnul Micu, cât vă avantajează faptul că la ultima întâlnire cu președinții de asociații, aceștia s-au lămurit în sfârșit cui aparține Dinovăția și am trecut în curtea PSD-ului. Cui aparține, ea spune? Păi tocmai asta. La PSD. Am avut o șirie. Da, 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 pe nu. Dar să ne gândim la ce plan și jumătate când PSD-ul a blocat ca e portat de sarge. Poate nu ajungeam în situația asta. Iar acum, publicitatea de pe urcată pe zi, poate să se întâmple să fie contestată ca și cealaltă cea pentru zona noastră. Deci întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, tocmai acest scop a avut pentru a înțelege toată lumea unde sunt problemele. Noi nu am încercat să pasăm răspunderea dintr-o parte în alta, ci doar am vrut să clarificăm anumite lucruri, pe de o parte care țin de legislație și pe de altă parte care țin de atributul Consiliului Județean. Mă bucur că în sfârșit asociațiile de proprietari și proprietarii de pe raza municipiului Roman
au înțeles că cei care au făcut ca în acest moment lucrurile să fie blocate este Consiliul Județean. Din păcate, în momentul de față, așa cum spunea și dumneavoastră, doar a fost urcată pe platforma, a fost urcat pe platforma SEAP caietul de sarcini, nu a primit încă avizul pentru a fi scos la licitație. Când vom avea mai multe date la Consiliul Județean, cu siguranță poate vom rezolva. Se poate întâmpla să fie la fel, să aibă soarta rotundă la Giro și această licitație? Aici trebuie să ne răspundă Consiliul Județean. Și mai mult decât atât, ca să lămurim și creșterea de preț, să gândim de unde a venit 80 de lei pe tonă venit de la Guvernul României prin Ministerul Mediului, acolo unde eu, în calitate de membru a Asociației Municipiilor din România, alături de colegii mei, indiferent de culoare politică, am solicitat prorogarea, pentru că încă lucrurile nu sunt definitivate, dar dacă lucrurile ar fi funcționale, atunci și un lucru asumat la nivel european, sunt de acord să funcționeze, chiar dacă există o creștere de preț. Dar în momentul în care tu nu ai pus toate mecanismele, acest lucru nu funcționează așa cum ar trebui, trebuia o prorogare pe care noi am solicitat-o, actualul guvern a înțeles-o și nu a agreat-o. Iar la nivelul Consiliului Județean a venit de asemenea cu o creștere a taxei de la groapa de gunoi. Deci iată să vedem factorii care... 44. Iată să vedem o creștere semnificativă de preț fără o acoperire. Acoperirea care ar fi trebuit să fie? Funcționarea acestui mecanism, acestui sistem de gestionare a deșeurilor menajere. Puteți să mai faceți... Pot să vă rog un lucru? Da, spuneți. Cu rugămintea de a nu părea neserioși și neprotocolari. Trebuie să ne ținem de un calendar și de un grafic. Toate întrebările dumneavoastră sunt importante. Dacă contează promisiunea că ne vom prezenta pentru a răspunde la întrebări care țin doar de specificul județului Neamț, am dori, dacă sunteți de acord pe formula aceasta, să închidem conferința de presă. Prelung dacă mai este o ultimă întrebare pe această temă a conferinței de presă și cu promisiunea că împreună în această formulă de parlamentari, primarul municipiului Roman, ne întâlnim și răspundem și la formulele care sunt în momentul de față neclarificate. Domnule Cușoi, aveți informații că în interiorul unei organizații județene există și susținători al domnului Orban și a dumneavoastră sau organizațiile s-au împărțit în masă? În toate organizațiile județene, fără nicio excepție, există și susținători ai domnului Orban și susținători ai mei. Poate vor apărea și susținătoria domnului Cataramă. Prin urmare, vorbim de un congres în care oamenii își vor exprima liber opțiunea, un congres larg de 5.000 de oameni, între colegi care au fiecare calitățile, avantajele și propria imagine în interiorul PNL. Prin urmare, nu cred că există vreo singură filială în care toată opțiunea 100% să meargă într-o anumită direcție. Da. Să nu vă găsiți. Da, noi în această perioadă de precampanie am lucrat la tot ceea ce înseamnă pregătirea acestei campanii electorale. Este vorba de o campanie electorală scurtă, de doar 2 săptămâni. Vom începe de mâine toate planurile pe care noi le-am pregătit. Vom ieși și cu un ziar de campanie, un material de campanie în care vom prezenta proiectele pe care noi le avem în lucru pentru municipiul Roman și pentru dezvoltarea municipiului Roman. Întreaga campanie nu va fi decât o campanie pozitivă, o campanie pe proiecte și nu ne vom lansa nici în atacuri, nici în răspunsul la atacurile care au venit în ultima perioadă la adresa mea personal și la adresa Partidului Național Liberal, ci va fi doar o campanie concentrată pe proiecte, așa cum am făcut-o întotdeauna și acolo unde romașcanii au răspuns întotdeauna pozitiv și ne-au acordat votul de încredere.